Ana se felicită de mine aici, se felicită de tu aici, pentru că împreună să facem acest moment deosebit, pentru că nu este mai bine. Aș vrea să mă ajut să fie de la urmă asta. Ce? Asta, ca să știu, cine a văzut pe imaginea pe toată, nu vreodată această imagine. Ok? Bun. Asta presupune că monitorul are caracteristici de conducere a energiei. Așa că nu știu, oare, nu știu, acum că nu? Da, exact. Hai să vedem despre ce vom discuta astăzi. Este sondele despre efectele dobitului transitrativi și despre un început în sondul 3, în tutorial. Interesant este că nu știu exact ce se dobitul, nu știu de fapt ce se dobitul. O mică definiție a somnului, acolo, o perioadă, activitate pe care o facem, prin care corpul își preface resursele de somn, resursele vitale, se fac schimburi chimice de celule, dar este o activitate gratis, ca și vânătul, ca și prietenii, dar și o facem pe ponderent final. Deci am zis că vom vedea unde se vedem în următoarea sezonului. Prin ce facem? Presupune toate activitățile, toate procesele biochimice, biologice, psihologice, comportamentale, ale oamenilor, care au întâlnit vorbe, inclusiv plante, sperci, ce am dat eu. Pentru oameni, primul circadian presupune toate aceste activități, inclusiv fizice. S-a constatat că dacă lumea nu are lumina zilei, nu are ceas, se sporează acest lucru la 25 de ore. Deci, nu este o sporează de zi. Important ar fi să ne dăm ce anume ne trebuie de fapt. Totul este foarte, foarte de fapt. Foarte, foarte, da? Era un mecanism care se numește mecanismul circadian. Acesta controlează somnul, controlează cât timp a dormit din momentul de la ultimul episod de somn, controlează cât mai avem de dormit, controlează tensiunea, controlează temperatura corpului, și este legătură cu un neurotransmitător, care se numește adenosină. De fapt, pulsurile se cumplează adenosină. Și la un moment dat, când este nivelul foarte mare, mecanismul circadian elimină, ajută la eliminarea hormonului melatonin. Și o dormi. Bun. Somnul are două faze. Faza non-REM, faza non-REM, în care creierul trece prin secvențe, alfa, teta, delta și teta. Asta este lumina. După care trecem în faza REM. Acest ciclu se repete de 4-5 ori pe noapte. REM se repete cam la 90 de minute. REM este foarte important pentru somnul de dormire. Pentru că din REM s-a constatat că se dezvoltă creierul. De asemenea, în urmă partea de mânire, se întâmplă diverse diferite alte procese, inclusiv se eliberează hormonul de creștere. Ce putem, ce aș putea să întrebăm acum? Cine s-a întârziat ora de culcare? Cel puțin cu jumătate de oră, o oră, pentru că urma weekend. Pentru că mergeau la petrecere, ca asta îi spunea, dau ceva de lucru, face să atingi toată sala să fie cu mâna sus, da? Vă este că nu acordăm foarte mult atenție beneficiilor pe care le primim de la sal. Care sunt beneficii? Se resaltează corpul, se eliberează din neurotoxine, se elimină, apar hormonii de creștere, se dezvoltă memoria, se ajută la sedimentarea informațiilor noastre.
Atunci când am ajuns atât de important de persoană, haideți să vedem care ar fi asta părbentele de mintele prea mult și-a traduce. În principiu, s-a zis că nu există treaba. Da? Sunt oameni care dorm în toate cele pe o noapte. Sunt oameni care dorm în toate cele pe noapte. Da? Mai. Cum suntem copilași, dormim între 12 și 18 ore. Ajungem la școală, da? Ajungem să dormim 12 ore, adolescenți, 9 ore, și ajungem la adulți să dormim între 7 ore. Asta este o activă limita social normală. Dar sunt oameni care dorm 12 ore pe noapte și sunt obosiți. Sunt oameni care doar 4-5 ore pe noapte și au nevoie de 5-6 de săptămâni ca să se trezească. Este cineva în sexuală? Nu știu pe cineva. Asta este clar un deficit al lor conștient. Mai este și o problemă. Dacă ai insomnie, doar nu mai ai insomnie, s-ar putea să ai 30 de săptămâni să ajungi în depresie, să te vaccinezi cu creierul și în cazul de insomnie cronică, să se vină să te înțelegi cu mine. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ca să se vedem, am un este bun. Se poate ajunge la un sol calitativ. Am văzut câteva o listă de tehnicianițe pe care le utilizez. Nu sunt ale mele personale, adică nu le-am inventat eu, dar le utilizez. Prima, elimină televizorul, calculatorul, internetul, cartea și pui pe telefon o oră, o zi pe săptămână, mai puțin, doar o zi pe săptămână, fără toate aceste lucruri. Cine a dat ce îndrucare ce scrive din mai bine. Este o calitate clară. A doua tehnică. Practică puțin sport. Între 5 minute și o jumătate de oră. Pentru cei care nu au vocabular sportul, da? O să practici pur și simplu o gimnastică de rotire a membrelor, rotire a taliei, inclusiv rotirea capului. 5 minute atâta durează pe ceas. Eu am pus aici de pilates și o combinație de yoga și pilates. Și nu, vreau să știu și că cineva nu are aici cine poate face jogging. Dar și vă îndeles. E pilates. Ok. Masaj, face cineva masaj. E o modalitate foarte bună. Da? A treia tehnică importantă. Acordă-ți ție timp pentru tine înainte de culcare. 5-10 minute. Cu cuție. Ce te-a deranjat în cu cuție? Ce ai făcut tu să te deranjezi pe alții? Ai vorbit cu cineva în râs? Sau ai spus ceva în râs? Dar a avut un sentiment care nu era pozitiv. A fost ceva care nu s-a pasat pe dificulții. Și te rog frumos, nu te certa, fi bun cu tine și ai înțelegere pentru tine. Este super și mai mult cu tine. Dar ca cealaltă, încerce ce ți-a plăcut din tine, ce a fost interesant, ce poți să faci, pentru ce poți să fii recunoscător în ziua respectivă și dacă te puci cu gândul ăsta, dimineața te vei trezi cu un sunet, da? Și te vei începe ziua bine. Apoi, la tehnica ar fi o perioadă de somn în curs cu tine de 25 minute, în care pur și simplu în loc să bei o ceasă de lemn, o Coca-Cola, da? Pur și simplu să pun pantofi, să închizori. La început, colegii mei nu se întreba, nu, dar cum de ce se duce tot timpul la toaletă? Că s-a întrebat, da, ce se întreba? De ce
This is what Mr. Farmer has just found out about, you know, the city politica. Now we're going to move to the Canada, and we're going to take a look at the business in the world of God. Very interesting. As it was starting out, so the first of the list of years, it's a good one for this moment, and I'm going to talk to you about it. This is what I do. I choose on my program. Not on my program. And we are trusting this to the Lord. And we are Thank you.